Bună, prieteni, sunt din nou eu, Dorotea. Bine v-am găsit pe canalul meu. Pentru că am primit foarte multe întrebări cu privire la cum am învățat engleza și care a fost procesul și cum anume am învățat gramatică, am decis să fac acest video în care să vorbesc despre cum am învățat gramatica limbii engleze și să știți, la început mi-a fost foarte greu. Am învățat în școală limba engleză, însă nu am înțeles deloc gramatică până când nu mi-am dat silința ca să o înțeleg cu adevărat. După ce am înțeles gramatica, mi-am dat seama cât de mult o iubesc și cât de mult îmi place să o folosesc. De aceea, astăzi m-am gândit să explic timpurile în cea mai simplă modalitate posibilă, ca așa cum am învățat eu timpurile, să puteți învăța și voi și să vă placă. Am învățat engleza în școală, însă am ajuns în clasa 12 și mi-am dat seama că știu doar câteva cuvinte încrucișate ca mother, father, weather. De aceea mi-am dat silința să învăț engleza și anume timpurile. Primul pas pe care l-am făcut este că mi-am făcut această schemă pe care o să vă învăț și pe voi să o faceți. Ca tu să poți înțelege mai ușor această temă, ai nevoie sau de o foaie A4, sau de o foaie A2, sau chiar de o tablă ca aceasta. Deci, să începem. Împarte foaia în 3 colonițe și 4 rânduri. Astăzi o să vorbim despre timpurile la prezent. În limba engleză există 12 timpuri. Câteva din ele sunt mai des folosite, altele sunt foarte rar folosite sau aproape deloc. În lecția de astăzi vreau să vorbesc despre timpurile la prezent, iar în următorul video voi vorbi despre timpurile la trecut. Ca să înțelegi mai ușor, timpul prezent se împarte în 4 categorii. Present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Present simple. De ce se numește present simple? Pentru că este cel mai simplu timpul la prezent. Present simple răspunde de toate acțiunile care se întâmplă în general, e ca un adevăr, de exemplu, soarele strălucește. Sau, de asemenea, răspunde de toate acțiunile care se întâmplă repetat. De exemplu, în fiecare zi merg la lucru, în fiecare dimineață beau cafea, în fiecare sâmbătă mă întâlnesc cu prietenii și așa mai departe. Deci, voi explica aici formula fiecărui timp, atât la afirmativ, cât la negativ și interrogativ. Ca să înțelegi acest timp, am făcut această schemă. La pozitiv se folosește așa, subiect plus verb. Singura excepție este că la persoana a treia, he, she, it, verbul va primi terminația S. Este singura excepție pentru acest timp. Este așa de ușor. De exemplu, I drink coffee, you drink coffee, he drinks coffee every morning, she drinks coffee every morning. Și așa mai departe. We drink coffee, they drink coffee. Simplu. Nu așa? De ce se numește present simple? Mai departe. La negativ va fi în felul următor. Subiect plus don't, care arată negație, care înseamnă nu, iar la cele trei persoane, he, she, it, la persoana a treia, va fi negația doesn't și plus verbul. Simplu. Pentru că deja am folosit doesn't, nu mai adăugăm s la sfârșitul verbului. I don't work every day. She doesn't work every day. Ea nu lucrează în fiecare zi. Și așa mai departe. Iar dacă vrei să pui această propoziție la interrogativ, va fi următorul fel. I want to ask you a question. One question. Do you work every day? Does she work every day? Deci fii foarte atent. Singura excepție este persoana a treia, la present simple. Ea primește la pozitiv terminația cu S, la negativ va fi doesn't, toate celelalte primesc don't, și la interrogativ va fi does she work sau does he work și așa mai departe. Bine, acum o să vorbim despre present continuous. La ce se referă present continuous? Present continuous se referă la toate acțiunile care se întâmplă exact acum în această secundă. Yes, right now. Și cum se formează acest timp? Deci este subiectul plus verbul auxiliar conjugat. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are, plus verbul inițial, ca de exemplu drink, speak, do, smile,
plus terminația ING. ING. Și iată cum va suna aceasta. De exemplu, eu cum vorbesc. Va fi I am speaking. I am cooking. Right now, I am eating. Ooh, I'm thirsty. I'm drinking water. Aici nu există excepții, toate timpurile sunt la fel, toate se termină cu ING. La negativ se folosește subiect plus verbul auxilial conjugat plus not plus verb cu ING și așa mai departe. De exemplu, I'm not smiling right now. Următorul timp este present perfect. Present perfect se referă la orice acțiune care a avut loc în trecut, dar care are un rezultat sau o consecință în prezent. De exemplu, să zicem, câteva săptămâni în urmă mi-am pierdut portofelul sau mi-am stricat telefonul și acum are o consecință în prezent. Deci nu mai am telefon sau nu mai am portofel. Deci cum se formează acest timp? Va fi subiect plus have sau la persoana 3 has plus verbul la trecut. Dacă este verb regulat, va fi cu terminația ed. Dacă este verb neregulat, va fi verbul la forma 3. Cred că la școală ați învățat despre verbe, că ele există verbe sau iregulate sau verbe regulate. Verbele regulate se vor termina cu terminația ed, iar verbele iregulate au o terminație anume pe care trebuie să o înveți pe de rost. Seriously? Cum se formulează propozițiile la timpul present perfect? Ca exemplu pot să spun așa. Eu am fost câțiva ani în urmă în România. I have been to Romania few years ago. I've been there. So now I can't say I've never been there. Deci am fost în România și asta are consecință. Deja știu cum sunt străzile în România, știu cum oamenii sunt în România. Deci e o acțiune care s-a întâmplat în trecut, dar care are consecință acum. Deci eu am experiența care a rămas. I have been there. I have seen it. Deci ca să dau câteva exemple. Intri în cameră și prietenii tăi se joacă un joc. Și te spui, oh, I have played this game before. Eu am jucat acest joc mai de mult, mai devreme. Deci, tu ai făcut această acțiune ceva timp în urmă și consecința este că, oh, tu deja îl știi, deja cunoști jocul acesta. Sau, de exemplu, la persoana a treia, mergi pe stradă și vezi un restaurant și spui, my friend, she, este persoana a treia, has worked here few years ago. Prietena mea a lucrat în acest restaurant câțiva ani în urmă. I know this place. La negativ va fi subiect plus haven't or hasn't plus verbul la forma 3 sau ed sau terminația ed. De exemplu, I have never played this game before. Eu niciodată nu am mai jucat jocul acesta. We've done it before. Iar la interrogativ se formulează în felul următor. Have sau has plus subiect plus verbul la forma a treia sau cu ed și așa mai departe. De exemplu, have you played this game before? Ai jucat vreodată jocul acesta? Have you played this game before? Have you? Sau, has she worked at this restaurant before? Mai departe, următorul timp este present perfect continuous. Present perfect continuous se referă la o acțiune care s-a întâmplat în trecut și care încă continuă. E o acțiune de durată lungă. Cum se formulează acest verb? La afirmativ va fi subiect plus have sau la persoana treia va fi has plus verbul de bază aici va fi been și plus verbul cu terminația ing. De exemplu, este o sărbătoare și aștepți prietenii tăi să vină și e întârzi. Deci, tu i-ai așteptat deja de ceva timp și încă îi aștepți pentru că încă nu au venit. Deci, în momentul acela, tu folosești acest timp în limba engleză.
Și iată cum va suna. I've been waiting for you for 2 hours. Deja te aștept de 2 ore. Și asta înseamnă că încă te aștept pentru că tu n-ai venit. Deja 2 ore trecut și încă continuă această acțiune. Cum se folosește această timp la negativ? La negativ va fi subiect plus haven't sau hasn't plus been plus verbul ing. De exemplu, I haven't been waiting for you. Eu nu te-am așteptat. De ce ai venit? Cum să folosești timp, acest timp la interrogativ? Va fi în următorul fel. Have sau has plus subiect plus been și plus verbul cu terminație ing. De exemplu, have you been waiting for me for 2 hours? Tu deja mă aștepți de 2 ore și încă continui să mă aștepți și eu încă n-am venit? No way, really? Deci, sper că ați înțeles aceste 4 timpuri la prezent. Sper că aceste lecții să-ți fie de folos și să știi când și cum să folosești aceste timpuri. Deci, nu uita! Atunci când vrei să vorbești ceva sau când vrei să spui ceva, întotdeauna gândește acțiunea mea, la ce fel de timp se referă? Când a avut loc această acțiune? Are loc această acțiune acum? A avut loc această acțiune ceva timp în urmă, dar care are o consecință în prezent? Este acțiunea mea ceva ce durează? Sau acțiunea mea are loc doar acum, în momentul acesta? Deci, haideți să recapitulăm. Dacă acțiunea ta are loc repetat, acesta va fi present simple. Present simple. I go to school every day. Sau, dacă acțiunea ta are loc exact acum la moment, de exemplu, soarele strălucește. The sun is shining. Soarele strălucește. Acum la moment. Eu nu știu cum o să fie peste 10 minute, dar acum el strălucește. Sau, câinele latră. Chiar acum. The dog is barking. Chiar acum. Deci, dacă acțiunea are loc exact acum, aceasta va fi present continuous. Dacă acțiunea despre care vorbești a avut loc în trecut și are o consecință în prezent, atunci voi folosi present perfect. I've never done this before. Sau, I have been there before. Sau, I've done that 2 years ago. Și așa mai departe. Deci, e o acțiune care a avut loc în trecut, dar care are o consecință și care are un efect asupra prezentului. De exemplu, tu deja ai această experiență, sau tu deja cunoști, sau tu deja ai făcut asta, măcar o dată în viața ta. Și ultimul fel la prezent este present perfect continuous. O acțiune care a început în trecut și încă continuă. Sper că acest video este de folos pentru voi. Mi-aș fi dorit mult să fi avut așa fel de video când eu învățam limba engleză. Nu uitați să puneți un like, să dați un share și dacă aveți întrebări, nu ezitați să puneți întrebări în comentarii. Mult succes, dragii mei! Ne vedem în următorul video în care voi vorbi despre toate timpurile la trecut. La revedere!